Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Cibotar și vă prezint știrile TV Drochea. Mai mulți elevi din Basarabeasca au discutat despre avantajele internetului, dar și despre pericolele acestuia. Mai multe detalii urmăriți în continuare. Fără internet, nici nu ne putem imagina viața. Cu ajutorul lui putem obține informația dorită, ne putem distra, comunica și învăța. Însă, pe lângă aceste avantaje, utilizarea internetului prezintă și anumite pericole. Despre aceasta, elevii din clasele mai mari au discutat cu reprezentanții Centrului de Educație Nonformală Diversitate. Astăzi, volumul de informații cu care ne ciocnim este colosal și, din păcate, nu toată această informație este calitativă. Suntem înconjurați de informații. În jurul nostru există acest câmp informațional. Și, într-adevăr, pentru a lupta cu informațiile necalitative, false sau cu propaganda, trebuie să ai o gândire critică, să analizezi informația și să poți selecta informațiile. De aceea, este necesar ca tinerii să-și dezvolte competențele în sfera mediului online și să poată analiza informațiile. Rețelele de socializare a fost tema principală a trainingului. Asta din motiv că mulți copii și tineri își petrec cea mai mare parte a timpului lor în mediul online. Pentru a demonstra care sunt efectele comunicării virtuale și pericolele acesteia, participanții s-au împărțit în două echipe, după care și-au expus opinia pe marginea acestui subiect. Această activitate a primit un număr egal de calificative pozitive și negative. Am aflat multe despre riscurile rețelelor de socializare, avantaje și le voi utiliza în viitor. Informația obținută mă va ajuta ca în mod corect să-mi postez informațiile personale pe rețelele de socializare. Mă voi strădui și mai mult să selectez știrile care sunt pe pagina mea de pe rețelele de socializare. Voi examina mai atent pagina principală și neapărat voi șterge din prieteni pe acei oameni care mi se par dubioși. Îmi voi asigura datele mele personale și nu voi posta date care pot fi folosite împotriva mea. Moderatorii au fost plăcut surprinși de munca și sârguința tinerilor. Atunci când am discutat despre rețelele de socializare, avantaje, riscuri, când am făcut un rating al rețelelor de socializare și am abordat aspectele ce țin de siguranță, tinerii au fost foarte activi și au expus opinia și au venit cu recomandări despre modul cum se pot proteja pe rețelele de socializare. Acest compartiment a fost cel mai interesant, iar grupul de participanți mi s-a părut unul activ. Eu cred că în această situație sunt eficiente anume așa numitele informații vehiculate în societate. Spre exemplu, Alina, Tatiana sau Xiușa, pe care cineva o va întâlni în curte, va întreba: telefonul tău are parolă? Sau ai dat cuiva parola ta pe rețelele de socializare? Sau țin minte că ai postat unele poze sau altceva? Adică, ei se vor strădui să-și transmită unul altuia informația precum că e necesar să se protejeze. După o jumătate de zi plină de jocuri, discuții și comunicare informale, copiii s-au arătat foarte mulțumiți. Informația pe care ai obținut-o ți-a influențat atitudinea față de internet? Da, astăzi am aflat despre unele riscuri și pe viitor mă voi strădui să le ocolesc. Da, voi sta mai puțin pe internet, voi folosi doar informațiile corecte, voi înțelege care informație este falsă și care adevărată. Nu, informația obținută nu mi-a influențat atitudinea mea față de internet, dar totuși mi-am făcut o mică remarcă și o voi utiliza. Internetul are o mulțime de avantaje, doar dacă este utilizat în mod corespunzător. În timp ce unii cresc flori pentru a dezvolta afaceri, alții îngrijesc sute de plante din pasiune. Despre ce este vorba, urmăriți în continuare.
Și-a transformat grădina într-un colț de rai. Vorbim despre Nina Mogâl, de o locuitoare din orașul Căușeni, care crește de zeci de ani specii de flori, arbori și arbuști pe care le-a adus din diferite colțuri ale lumii sau le-a cumpărat de aici, de pe loc. Ea spune că pasiunea pentru plante este transmisă în familie din generație în generație. Asta e o solfienă, asta e o pelargonie care se spunzură, asta e de o culoare mai întunicată, asta e pelargonie albă, asta e deja un roz întunicat, asta este un roșu întunicat, asta e albă. De mai multe specii și de mai multe culori, toate culorile le-am, practic, care le-am găsit, care le plac mult. Asta este o floare de mulți ani. Era așa albă, dar nu știu de ce s-a pierdut acea albă la mine. Cunoaște denumirea tuturor plantelor pe care le îngrijește zi de zi de peste 3 decenii. Nu a apelat la un designer floral pentru a-și amenaja grădina, realizând totul cu mâinile ei. Foarte multă muncă depun pentru a le îngriji, a le crește. Astea sunt florile mele care eu le cresc de an pe an. Le duc iarna, mă chinui cu dânsulele. Anul ăsta le-am mai prins și iarna, că le-am scos afară prea devreme. Eu le dau îngrășăminte numai când le scot de la dormire, adică primăvara. Le dau așa pentru înverzire, pentru înflorire. Și pe urmă, pe vară, eu mă stăru mai mult îngrășăminte naturală. Corj de ouă strâng într-un butoi, pun diferite buriene acolo în butoiul cel cu apă și pe urmă le ud. Femeia a adunat în grădina sa mușcate și petunii de toate culorile, trandafiri și alte plante decorative de o frumusețe rară. Dragostea asta o am de la mama. Mama mea tare mult iubea florile și am deprins, adică, da, ca o frumusețe acasă și ca o curățenie acasă. Eu socot că fiecare femeie trebuie să aibă dragostea asta. Pe lângă faptul că le îngrijește zi de zi, le udă și discută cu ele, femeia susține că și florile o iubesc. Aceasta a lipsit de acasă mai bine de o lună, iar în toată această perioadă florile i-au dus dorul și nu au vrut să crească. Eu chiar am fost plecat o lună jumate și eu le-am lăsat cu soțul și încă cu o vecină. Ele practic au stat cum le-am lăsat, așa au stat. Și nu m-am venit acasă 2 zile, ele s-au schimbat momental. Vine vecina și îmi spune: tante Nina, florile matale, uite, în 2 zile sunt alte flori. Am venit eu cu sufletul meu, trebuie să depui foarte mult. Ele tot iubesc, ca și un copil. Cum ai un copil și îl îngrijești și îl iubești și îl dădăcești, așa și o floare. Poate încă și mai mult. Totuși, dragostea sa pentru flori, Nina Mogâl, de-a vrea să o transmită și generațiilor următoare, așa că toate secretele îi le împarte nepoțiicăi, care nu evită să-și ajute bunica. Toate sunt frumoase. Toate sunt frumoase. Și îți place să îngrijești de ele? Ce faci tu când vii aici? O ajut pe bunica să udă florile, să le hrănească. Femeia nu și-a transformat pasiunea în afacere, pentru că, spune ea, florile îi sunt prea dragi pentru a le vinde. Potrivit datelor Centrului de Sănătate Publică din Căușeni, numărul cazurilor de boli de rece acute sunt în creștere. Detalii urmăriți în continuare. Medicii susțin că odată cu încălzirea vremii crește și numărul pacienților cu intoxicație. Această mamă a ajuns la secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Căușeni după ce gemenii ei de 2 ani au mâncat ceva alterat. Poate și la mâncare și ceva, nu știu, acolo, niște pelemiele a mâncat, poate și le-a gustat și ei, zic, să nu le pară bun. Și poate și aici la pelemiele. Și cireșa a mâncat și poate și una și alta, știu, la și, nu știu, dar și precis. Timpul ăsta are proaspăt să le fac, să la magazin nu prea așa tare. Și această mămică a ajuns cu fetița în spital după ce a consumat pește ori fructe nespălate. Femeia spune că așteaptă rezultatele analizelor de laborator pentru a identifica produsul care a provocat voma și diareea. Au fost și pește, dar cu 3 zile în urmă, adică nu pot să vă spun concret la ce poate fi. Și, desigur, așteptăm rezultatele analizelor, încă nimic nu este concret. La piață, da, procurăm, punem în congelator,
anume pentru copii. Specialiștii spun că de cele mai deseori cauzele bolii sunt nerespectarea igienei personale, apa contaminată și alimentele păstrate în condiții nepotrivite. Această pacientă spune că cele mai vulnerabile produse sunt cele procurate din locuri neautorizate. Ea susține că nu odată s-a intoxicat cu produse procurate de la marginea drumului. Și cireșe și harbuje și astea și tot zarzele ăștia, tot ce e acum ieșit, astea nu-i chiar... Anul trecut am avut așa un puțin astea, dar de harbuj m-am intoxicat, da. Ei cred că îi cresc cumva ca să-i mărească mai repede, mai ușor. Potrivit medicilor, la moment, în secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Căușeni sunt internați 24 de pacienți, 16 dintre care sunt cu boli diareice acute, iar o bună parte dintre aceștia sunt copii. Simptomele care sunt la așa categorie de pacienți, vomele, diareea, temperatura, febra, duc la deshidratarea organismului, deci pierderea rapidă a, să spunem, a salinilor, a lichidilor și a substanțelor saline, hidrosaline, așa spunem. Și aceasta duce rapid la înrăutățirea pacienților, mai ales la copii mici. Deci ei sunt foarte repede, dereglează foarte repede în situațiile astea și au nevoie de chiar și dacă nu se iau la măsuri la timp. Deci de obicei pacienții ăștia care au fost la noi au fost 3 copii până la 1 an de zile. Deci ei repede să învăță starea lor și clar că au nevoie de terapie intensivă rapidă ca pentru restabilirea lor. Netratarea la timp a bolilor diareice acute poate provoca maladii ale tractului digestiv. Medicii recomandă oamenilor să evite să cumpere produse în locuri neautorizate și să respecte normele igienice. Cine cunoaște mai bine problemele satului dacă nu locuitorii săi? Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor pot asigura o dezvoltare mai rapidă a localității. Evident, dacă și reprezentanții primăriei vor ține cont de inițiativele localnicilor. Spre exemplu, în Sângerei Noi este deja un lucru obișnuit ca primarul și localnicii să interacționeze împreună în realizarea unor proiecte importante pentru comunitate. În urma unor dezbateri, una dintre idei a prins viață: deschiderea unei spălătorii sociale. În așa mod a fost identificat un serviciu de care să beneficieze mai mulți localnici. Motivul? În Sângerei Noi nu există apeduct și nici canalizare centralizată. Cu apa ne descurcăm cam rău. Dacă vrem ca să spălăm, înseamnă că o zi nu luăm apă și a doua zi nevasta ieși spală. Acest serviciu de spălătorie a fost inițiat cu suportul Organizației Națiunilor Unite în Moldova. La acest serviciu a contribuit și primăria cu alocarea spațiului și achitarea energiei electrice și cetățenii au venit cu alt suport, anume pentru amenajarea acestui local. Pentru persoanele în etate, spălatul hainelor era o adevărată povară, astfel a fost lansat și un alt serviciu. O echipă de voluntari preia rufele de la bătrâni și le duce la spălătorie și le aduc înapoi deja curate. Ni le ies, ni le aduce și mă bucur că miras frumos și dorm pe curățel. Pensionarii și persoanele defavorizate beneficiază de serviciile spălătoriei în mod gratuit. Pentru celelalte familii din localitate care, să zicem, nu au o mașină automat acasă sau au niște lucruri mai mari, mai voluminoase, care acasă nu le pot spăla, deci pot beneficia, vin aici și își spală, dar contraplată. De la lansare, spălătoria s-a transformat și într-un centru de comunicare pentru cei care se întâlnesc la spălatul rufelor. Localnicii se bucură de un serviciu social care a pornit de la implicarea lor directă. Uh.
La 19 iunie au început lucrările de reparație a drumului spre grădinița Lăstăraș din satul Gura Galbenii. Este vorba despre un proiect comun al primăriei localității, Agenției de Dezvoltare Elvețiană și Asociației Băștinașilor din satul Gura Galbenii. În perioada de 3 luni, iunie-septembrie 2017, drumul urmează a fi reparat în varianta albă pe o porțiune de 1,2 km. Reparația constă în construcția șanturilor de evacuare a apei în zona drumului, paralel cu drumul, scarificarea părții existente a materialului, împrăștierea lui pe o porțiune de drum cu lățime de 6 metri și construcția unui strat nou din piatră spartă de 15 cm cu împănare și înnoroire. Costul total al proiectului este de 780.000 lei, dintre care 270.000 este suma alocată din bugetul local, 20.000 de dolari sprijinul acordat la reparație prin proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, circa 3,5 mii euro, mijloace bănești de la băștinașii din Gura Galbenii care muncesc peste hotare. Restul banilor au fost colectați de la săteni. Este un proiect așteptat de întreaga comunitate mai bine de 3 decenii. Așa îmi zic că nu a fost reparat de prin anii 60. Reprezintă strategic importanță, fiindcă pe acest drum își desfășoară activitatea un număr de agenți economici, prestatori de comerț, magazine. Cel mai important este activitatea grădiniței Lăstăraș, la care frecventează peste 70 de copii. Locuitorii străzii Ștefan cel Mare, care urmează a fi reparată, părinții și micuții de la grădinița Lăstăraș, situată pe această stradă, au așteptat de mulți ani reparația drumului. Pe timp de ploaie sau iarnă, drumul era impracticabil. Una că mergem prin glot toată viața. Eu țin minte mic, mergem până genunchi în glot, mergem pe costișuri, canale și încă nu avem cum să. Nici la școală, nici copii, nici nicăieri. Și tine că mergi sui pe trotuare, fără mătăt, nici nu am cum să meargă copiii. E bun, bun lucru, s-a pornit, trebuie o leacă să mai facem noi scursurile de apă, să nu șadă pe loc, dar ca să le facem, așa e foarte bine. La noi în grădiniță frecventează 63 de copii. Bineînțeles că locul grădiniței este foarte benefic pentru partea de sat din cot și drumul este o sursă importantă pentru a ajunge la grădiniță, nu atât copiii de grădiniță cât și liceu, și anume produsele care se prestează ar fi mai la timp prestate. Locuiesc pe această stradă, care de mult timp așteptăm, foarte mult timp așteptăm ca să repare și suntem foarte bucuroși, foarte bucuroși din ce e pe asta. Și nu vreau, cum vreau să mulțumesc domnul primar, pentru că el se stăruie atât de mult pentru satul nostru. Cum era acest drum mai înainte? De ce e nevoie de această reparație? Foarte rău, foarte rău. Nici pe jos nu putem să mergem nici cu transport. Noi, copiii de la grădinița Lăstăraș, azi suntem cei mai bucuroși, fiindcă se face reparație drumului. Ne dorim muncitorilor spor la muncă și sperăm că la toamnă o să mergem la școală, la grădiniță, pe un drum mai bun. Reparația drumului la Gura Galbenii este un proiect local, dar important este faptul că realizarea lucrărilor se face cu contribuția sătenilor și migranților plecați peste hotare. Este un exemplu demn de urmat și de alte localități care vor să transforme migrația dintr-o problemă în oportunitate pentru localitate. Acest proiect este de o anvergură locală, dar important ca stimul raional, deoarece vedem unul dintre exemple unde activ se implică și populația, ceea ce ne denotă faptul că odată cu integrarea noastră europeană și intrarea în comunitate, totodată proiectele noi care vin la noi în comunitate, necesită însuși implicarea populației. Este un drum foarte important pentru această localitate, dat fiind faptul că va uni circa 1000 de locuitori cu traseul central al satului. Este un proiect care se desfășoară în cadrul programului de migrație și dezvoltare locală, care este de asemenea
care face parte dintr-o gamă de proiecte, de circa 23 de proiecte, în mai multe localități din Republica Moldova. Deci sunt proiecte susținute de către băștinașii din localitățile țintă, care muncesc peste hotare și care au hotărât să contribuie prin contribuții bănești la soluționarea problemelor care persistă în localitățile de unde ei au plecat. Proiectul reparației a drumului spre grădinița Lăstăraș din satul Gura Galbene este unul din cele 23 de proiecte din Republica Moldova implementate în cadrul programului Migrație și Dezvoltare Locală, sprijinit de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare. Нормативно-правовая база Республики Молдова соответствует практически всем международным стандартам. В 1997 году состоялась промульгация Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это один из важнейших источников защиты прав человека. Все законы Республики Молдова распространяются и на Гагаузию, а также автономия имеет местные законы, закрепленные в уложении. Но, несмотря на это, права граждан все чаще нарушаются. Если говорить по Гагаузии, то наиболее острыми на сегодняшний день остаются социально-экономические права, то есть право на труд, право на социальное обеспечение, на пенсионное обеспечение. Право на трудовую деятельность нарушается чаще всего, утверждают респонденты. По их мнению, права, установленные на бумаге, ничем не помогут, если нет рабочих мест. А если есть, то зарплата вынуждает уезжать за границу. Больше всего нарушаются права на трудовую деятельность, то есть нет уверенности у граждан в завтрашнем дне. То есть, что будет постоянная работа, то есть любое время без предупреждения могут уволить, и это очень большой стресс для людей. Право на труд. У нас в любом случае права есть, а мест для устройства на работу нет. Если есть место. Я хотел устраиваться на работу, не берут. А почему, чем это объясняют? Ну, то, что говорят, нет образования. У меня среднее образование, и для меня лично трудно найти работу. Если есть образование, я считаю, что везде легко. Тут не платят хорошо. 2000 лей, что тут делать? Нечего делать. А люди, которые имеют частные предприятия, заводы, фабрики, они увольняют незаконно людей, не выплачивая им при этом ни выходного пособия, ни каких-то дополнительных премий, которые обещают, может быть, за сверхурочную работу. Именно в основном у нас нарушается право на труд. Представители старшего поколения рассказывают, как дела с трудоустройством обстояли раньше, во времена их молодости. По их словам, существует огромная разница между тем, как было раньше и как сейчас, и перемены совсем не в лучшую сторону. Если имел документы, имел диплом, значит, работа была гарантирована. А сейчас не то, как было раньше. Можешь иметь диплом и не найти работу и поехать за границу. Часто люди остаются наедине со своими проблемами и защитить собственные права не видят смысла. Светлана Миронова отмечает, что виной всему недоверие граждан в действенность правоохранительных органов. Они сталкиваются с проблемами, не всегда знают, куда им обращаться за защитой своего права. И в том числе, к сожалению, многие не хотят начинать даже процесс защиты. Почему? Потому что не верят в действенность правоохранительных органов, знают о коррумпированности правоохранительных органов, поэтому даже не начинают. Медицинское обслуживание, мы платим полисы, все равно так же идешь к врачу, и без взятки ничего нет даже смысла подходить. Практически во всех областях юстиции, я думаю, вообще никому не надо говорить, на слуху все. Обращаться можно, но не вижу смысла. Это бесполезная потеря времени, средств и всего прочего. Я думаю, моральный ущерб от обращения гораздо больше, чем договоренности с другой стороной. Несмотря на горький опыт, есть граждане, которым повезло больше, и они нашли поддержку и помощь в тяжелой ситуации. А по мнению депутата Народного собрания Гагаузии, необращение за помощью в компетентные органы грозит полной анархией. Это анархия будет, если люди будут, извините меня, не доверять правоохранительным органам и не обращаться в соответствующие нужные структуры.
То есть это превратится в какой-то самосуд? На своем опыте убедилась, что все-таки есть у нас структуры, которые помогают добиться правды, которые помогают отстоять свои права. Надо просто не бояться отстаивать свои права и обращаться в полицию, в прокуратуру, в вышестоящие инстанции, которые обязательно помогут. Я считаю, что людям надо быть более грамотным в этих вопросах, потому что по законодательству Республики Молдова у нас есть возможности противодействовать этим неправомерным поступкам, но люди больше всего боятся, либо из-за незнаний как-то равнодушно к этому относятся. Каждый человек должен понимать, что надо заявить о своей проблеме и всегда, тем более, что в государстве достаточно неплохая нормативная база, поэтому стоит воспользоваться теми механизмами, которые уже есть. И ряд положительных примеров, которые есть в этой области, они говорят о том, что можно защитить свои права. С нарушением собственных прав люди сталкиваются ежедневно, но каждый становится перед выбором – попытаться защитить свое право, либо оставить все как есть. Книга «Гагаузы и болгары Бессарабии» в Первой мировой войне была подготовлена не писателем. Экономист по образованию Светлана Капанжи работала над ней более 3 лет. Научными консультантами выступили председатели общества болгаристов Николай Червенков и доктор истории Иван Думиника. Рецензию к ней подготовил доктор истории Иван Грек. Если мы сможем в дальнейшем еще больше увеличить свои знания, причем увеличить их не только на издание книг и публикации, это само собой должно идти, а в рамках каждого села попытаться восстановить список тех людей из этого села, которые воевали, которые сложили свои головы, которые пришли из армии покалеченными, которые перешли плен, о котором я сегодня говорил. Вот. Тогда наше следующее поколение будет знать и о нас, как о людях, которые не потеряли связь со своим прошлым и которые смогли передать это прошлое им. Прошло более 100 лет с начала Первой мировой, и тем ценнее труд автора, считает Иван Грек. Участников тех событий и их детей уже давно нет в живых, которые могли бы поведать о том времени. Олег Горизан, примар села Копчак, в этой книге нашел имя своего прапрадеда. Таких предков и участников этих событий у нас в населенных пунктах много. Я горжусь тем, что мой тоже прадед участвовал в Первой мировой войне, участвовал в Брусиловском прорыве. И, конечно, мы воспитываем всегда наших детей на примере наших старших поколений. Я нашел своего прапрадеда, Горизан Петр Иванович. Он родился в 1897 году, участник Первой мировой войны. Я был уже достаточно взрослым парнем в 9-10 классе, когда мой дед рассказывал нам об этом, он умер 93 года, поэтому все его внуки, правнуки дорожат этой памятью. У нас много фотографий о его участии, как он участвовал в Первой мировой войне. События прошлого – это всегда уроки на будущее, особенно те, которые оставили неизгладимый след в истории мира. Преподаватель Тараклийского государственного университета Николай Русев считает, что хоть издание книги немного запоздало, но все так же актуально. Работа Светланы Николаевны, которую она представляет сегодня, является чрезвычайно важной для истории нашего края, поскольку Первая мировая война ушла, но опасность мировой войны, новой для человечества, сохраняется. Поэтому нам очень важно узнать, как пережили это глобальное потрясение люди, жившие за 100 лет до нашего времени. А ведь это не просто люди, а это наши предки. Масштабная работа с документами, архивами, беседы с краеведами начались с малого толчка. Светлану Капанжи одолело простое человеческое любопытство. Эта история началась, как и у любого человека, семейной историей, потому что мой прадед Михов Александр погиб в этой войне, и мы ничего не знали о нем. Другой мой дед со стороны отца, он участвовал в этой войне, кое-что он успел мне рассказать. И потом приближался столетний юбилей начала этой войны. Было очень много публикаций в прессе, в интернете. И как-то подогревался этот интерес. И я подумала, почему бы нет, почему бы нам не исследовать эту тему. Тем более мы ничего не знаем о судьбе своих предков.
И я подала заявку в фонд «Русский мир», который одобрил эту заявку. И с 2014 года началась реализация проекта. Он называется «Память забытой войны». Книга издана тиражом в 900 экземпляров и обошлась в 100 тысяч леев. 60% суммы была выделена фондом «Русский мир». Сейчас автор ищет дополнительное финансирование, чтобы покрыть оставшуюся часть затрат на публикацию. La Taraclea a avut loc un meeting de comemorare în memoria eroului Olimpii Panov. Cum s-a desfășurat evenimentul, urmăriți în continuare. Padna habărții bișor, za naroda naș lubim, Maico, dai-i mășcă sila, pătăim, da, продължим. Mila rodina, ти си земен рай, твой-то хубост, твой-то прелесть, ах, те, нямот край. За милую родину, за земной рай погиб майор Олимпий Панов, уроженец города Тараклия. Прошло уже 165 лет со дня его рождения, но его имя, его мужество и отвага до сих пор не забыты. В преддверии этой даты был отреставрирован памятник, чтобы еще долгие годы люди помнили героя. Мне асично от имени общественности на Тараклии и от кмета лично искам да поблагодаря Люцканов Владимир Васильевич, който излезе с инициатива да благоустрои с мраморни плочи нашия паметник и да даде на града още една радост. Винаги трябва да има който се отпред, да подбудва народа. Дето да кажем, както Олимпий Панов израснал тук, в Тараклия, учил се в Болград, в Букурещ, в Париж и става министър на обороната на временното правителство. Доколко той израсна. Значи и другите хора, които в Тараклия пак израснат, яко ние няма да изпомянаме за тях, няма да приказваме за тях. Как ние ще казваме, че ето, ние сме родени в Тараклия, ние сме израснали в Тараклия. Кой ще приказва, извинявам се, утре за мен? Али също е така. Ако забравиш за Олимпий Панов, значи ти забравяш за себе си. Ще забравят за твоите деца. Всичко си върви. И от тук е памета на човека. И е силна. До толкова, доколко спомня човека. На митинг были приглашены ученики, воспитанники Дома детского творчества. Ведь исторические события необходимо передавать из поколения в поколение не только в учебных заведениях, считает Анна Войтович. В Тараклии есть много замечательных традиций, и в том числе то, что мы отмечаем годовщину рождения, смерти Олимпия Панова и других видных деятелей, это замечательно. Но хочется, чтобы оно оставалось на прежнем уровне, чтобы не уходило в прошлое забвенно. И мы должны верить, что лет через 10, вот даже с большим размахом, вот это мероприятие будет в этом месте проводиться. Будет отмечен с размахом следующий юбилей или нет, покажет время. Но для этого предприняты некоторые шаги. В городе Тараклия названы в честь Олимпия Панова улица, гимназия, читалище, в котором работают библиотека и театр «Бессарабский болгар». Acestea au fost știrile pentru astăzi. Eu mă numesc Veronica Cibotari. Toate cele bune!